Mai sunt doar câteva zile până când clopoțelul va suna din nou în școlile doljene și la inspectoratul școlar județean Dolj e forfotă mare, se muncește de zor astfel încât toate lucrurile să fie puse la punct. Doamna inspector Monica Sună ne va ajuta cu câteva informații legate de cum sunt pregătite unitățile de învățământ să primească elevii noul an școlar. Bună ziua, doamna inspector, și vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit, având în vedere că aveți foarte multă treabă, chiar și acum pe ultima sută de metri. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit, bine ați venit înainte de începerea cursurilor pentru noul an școlar 2019-2020. Am spus pentru începerea cursurilor pentru că anul școlar a început la 1 septembrie 2019. Pentru cadrele didactice și pentru dumneavoastră, inspectorii, deja munca a început, dar elevii vor veni de luni. Începe cumva puțin mai devreme și sunt multe școli care încă lucrează, încă se pregătesc, nu toate au avut timp să aibă toate lucrurile puse la punct, de aceea am vrea să ne spuneți cu ce schimbări începem în rețeaua școlară noul an. Începem noul an școlar ca de fiecare dată cu foarte multă speranță, cu încredere în copiii noștri, pentru că avem copii talentați, copii care sunt dedicați studiului, copii care an de an confirmă faptul că în județul nostru se face un învățământ de calitate. Spun acest lucru bazându-mă pe rezultatele frumoase obținute și anul acesta de elevii noștri la cele două examene foarte importante, și anume evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Dacă vorbim de rețeaua școlară cu care începem anul școlar 2019-2020, vorbim de faptul că în județul nostru începem cu 196 de unități cu personalitate juridică. Dintre acestea, 196 sunt 187 pentru învățământul de masă, 4 unități pentru învățământul special, 5 unități conexe și o creștere a numărului de unități din învățământul particular. Este vorba de 25 de unități în învățământul particular. În total, vorbind de toată rețeaua unităților din județ, la aceste unități cu personalitate juridică pe care vi le-am menționat, se adaugă 351 de structuri arondate, asta însemnând în total un număr de 578 de unități destinate procesului de învățământ. Pentru acest an școlar suntem înainte de începerea anului școlar pe ultima sută de metri în ceea ce privește realizarea planului de școlarizare. Luni, atunci când va suna pentru prima dată clopoțelul, vom trage și noi o linie și vom vedea măsura de realizare a acestui plan de școlarizare, dar din datele pe care le avem până în acest moment, acesta s-a realizat. Asta înseamnă că de la an la an, în județul nostru, rețeaua școlară nu a suferit foarte multe modificări. Avem același număr de unități cu personalitate juridică, este adevărat. Numărul de structuri arondate unităților cu personalitate juridică este mai mic, dar acesta este un lucru benefic, în sensul că a crescut și crește calitatea procesului de învățământ, deoarece copiii, în loc să facă la aceste structuri arondate învățământ simultan, au înțeles comunitățile locale împreună cu părinții faptul că este important să-i aducă la școala de centru, școala cu personalitate juridică, și să învețe în clase de sine stătătoare. Adică sunt probabil anumite școli mai mici unde erau copii puțini care s-au închis și copiii merg către școlile centrale. Este vorba de structuri arondate, dar ca și număr de unități cu personalitate juridică, este vorba de același număr de unități cu personalitate juridică. Menționez faptul că în județ avem în fiecare unitate administrativ teritorială o unitate de învățământ cu personalitate juridică. O singură excepție este Sadova, unde pentru aceeași unitate administrativ-teritorială, avem două unități cu personalitate juridică. Este vorba de școala de la Sadova, școala gimnazială și școala gimnazială Piscu Satovei. Cum stăm din punct de vedere al pregătirii clădirilor? Pentru că știm, pentru părinți și pentru copii contează foarte mult și condițiile, curățenia, igienizarea. Au reușit școlile, toate școlile, să termine aceste lucrări sau sunt unele care încă se lucrează?
Din punct de vedere al stadiului de pregătire al acestor unități, al acestor clădiri destinate procesului de învățământ, s-a investit foarte mult în ultimii ani și se investește în infrastructura școlară, pentru că avem foarte multe proiecte demarate pe cele două axe, și anume PNDL 1 și PNDL 2, aceste axe, programe fiind destinate îmbunătățirii infrastructurii școlare. Este vorba de 20 de unități școlare pentru PNDL 1 și de 43 de unități școlare cuprinse în programul PNDL 2, deci în total 63 de unități din învățământul doljan, beneficiare acestor programe. Lucrările demarate în aceste unități sunt unele foarte aproape de finalizare, unele au accelerat în ultima perioadă lucrările specifice. Apoi avem 77 de unități de învățământ, beneficiare ale hotărârii de guvern 363. Este vorba de unitățile de învățământ care aveau toalete în curte. Este vorba de 43 de unități administrativ-teritoriale care au fost beneficiare până în urmă al acestei hotărâri de guvern, iar din datele pe care le-am centralizat, fac o paranteză menționând faptul că în perioada aceasta 26 de echipe mixte constituite din reprezentanții instituției prefectului și reprezentanții ai inspectoratului școlar au parcurs toate unitățile de învățământ, toate spațiile destinate procesului de învățământ și au văzut stadiul în care este fiecare unitate de învățământ înainte de începerea școlii. Și din datele pe care le-am cules de la aceste echipe, în ceea ce privește hotărârea 363, până acum sunt 11 contracte de execuție în stadiu de aproape de finalizare. Pentru a grăbi un pic lucrările în ceea ce privește aceste situații în care unitățile școlare au toalete în curte, avem cunoștință că în unele unități administrativ-teritoriale s-a hotărât achiziționarea unor containere, astfel reducând foarte mult timpul în care elevii pot beneficia de toalete, să nu mai meargă în curte. Și astfel, de la an la an, să mai bifăm faptul că un subiect în ceea ce privește aceste statistici, fie că vorbim de unități cu toalete în curte, fie că vorbim de unități fără autorizație sanitară de funcționare, fie ISU, să scadă și să îmbunătățim cu toții astfel condițiile. Aveți câteva exemple pozitive, școli care au reușit să se organizeze foarte bine și alte școli care ar putea să le ia exemplu? Sigur, sunt și școli care s-au organizat foarte bine. Dacă acum v-aș da câteva exemple, poate că aș nedreptăți pe alții, dar important este faptul că în toate școlile s-au demarat lucrări de igienizare, apoi a fost acordată o atenție sporită mobilierului școlar și tuturor celorlalte aspecte, astfel încât atunci când mergem și deschidem poarta, nu neapărat clasa ca și locație, curtea școlii, să fim primiți cu, să fie elevii primiți cu căldură și în condiții bune și foarte bune. Este important, ne facem prima imagine atunci când pășim în curtea școlii și acum când noi purtăm discuție, sunt convinsă că în anumite unități de învățământ, pe ultima sută de metri, se pregătesc așa cum se cuvine pentru începerea anului școlar. Și totuși, pentru că a spus de exemple pozitive și mi-au venit acum în minte, cele mai apropiate și pe care le vedem noi când venim la serviciu sunt unitățile din municipiul Craiova, municipiul care, ca și Consiliul Local, a sprijinit foarte mult unitățile de învățământ, astfel încât acolo unde au fost cereri, toate au fost onorate. Ne bucurăm să vedem că școlile își schimbă fațada, își schimbă acoperișul, foarte mult se lucrează pe aleile de acces, pe terenurile de sport, se asfaltează chiar, așa cum spuneam, în acest moment. Și lucrurile acestea noi le vedem cel mai bine, pentru că suntem în Craiova, dar, așa cum v-am spus, avem semnale, am fost în județ,
județ, alături de domnul suprefect, și am văzut cu ochii mei faptul în măsura în care în anumite unități se demarează astfel de lucrări, fie de reabilitare, reconstrucție sau de construcția unor unități de învățământ. Școlile au nevoie și de acea autorizație de funcționare sanitară sau de la ISU. Care este situația? Așa este. Autorizația sanitară sanitară de funcționare este pentru toate unitățile de învățământ, mai puțin 88 de clădiri destinate unităților de învățământ, dar acolo este vorba de faptul că nu există fie apă curentă, fie canalizare, și atunci deși nu au cum să elibereze autorizația sanitară de funcționare. În ceea ce privește autorizația ISU, este vorba de faptul că din cele 881 de clădiri destinate spațiului de învățământ, 95 au această autorizație, 51 nu o au și 735 de clădiri nu necesită. O discuție foarte importantă pentru copii este cea legată de asigurarea manualelor. Știm că de câțiva ani o generație are probleme cu asigurarea manualelor. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere? Din punct de vedere al distribuirii manualelor, conform procedurii, în perioada verii au fost achiziționate manuale care au fost, pe măsură ce au venit la depozitul de manuale, bineînțeles, au fost distribuite tuturor unităților de învățământ. Probabil vă refereați la clasa a șaptea de anul acesta. În acest caz, comenzile sunt în curs. Ultima comandă se derulează în perioada 6-12 septembrie 2019, astfel încât și acești elevi vor începe anul școlar, vor avea manuale. Cel mai probabil într-un termen de aproximativ o lună, probabil, sau mai. Cred că termenul va fi mai mic. Sigur. Este foarte important și ce se întâmplă în unitățile de învățământ dual, pentru că știm, sprijiniți foarte mult acest tip de învățământ și vă doriți ca tot mai mult elevi să aleagă să studieze aici. Avem bază materială? Cum stau lucrurile în aceste unități? Județul nostru sprijină foarte mult învățământul profesional și tehnic, fie că vorbim de învățământ profesional și tehnic, forma clasică, să spunem așa, fie că vorbim de această formă de învățământ, învățământul dual. În ceea ce privește ambele forme de învățământ, sprijinim pe de o parte prin toate proiectele, parteneriatele în care este implicat inspectoratul școlar, sprijinim învățământul profesional și tehnic, apoi venim de mijlocit în ceea ce privește toate informațiile necesare agenților economici care doresc o anumită școlarizare pentru anumită calificare, fie pentru anumită specializare, astfel încât numărul de locuri destinate acestei forme de învățământ să fie de la an la an în creștere. Anul acesta sunt, în ceea ce privește învățământul dual, ocupate vreo cent de 80%, sunt peste 200 de locuri pentru învățământul dual. Dorim o creștere mai mare de la an la an a unităților care vor această formă de învățământ, și anume învățământul dual, pentru că avem parteneri de nădejde aici în județul nostru și în Craiova, aș enumera, și anume compania Ford, casa noastră, complexul energetic Oltenia și, nu în ultimul rând, societatea Restaurant Bacolux SRL, care sunt parteneri interesați de a școlariza elevi pentru diverse calificări, respectiv specializări. Toate speranțele părinților și ale copiilor acum se îndreaptă către profesori, educatori, învățători, pentru care începe încă un an de învățământ. Cum sunt ei sprijiniți? Și mă refer poate cel mai mult la cei din mediul rural, care știm, din ce în ce mai mulți renunță să mai profeseze acolo. Nu cred că este cazul pentru județul nostru. Județul nostru este un județ căutat pentru toate infracțiunile, pentru toate normele, chiar dacă nu sunt norme complete. Noi avem aici la Craiova un centru universitar puternic care ne furnizează tineri foarte bine pregătiți și care doresc să rămână și să vină și să rămână în sistemul de învățământ. Rezultatele obținute de colegii noștri mai tineri, atât la examenul de titularizare cât și la definitivat, sunt bune și
foarte bune și acești tineri participă la ședințele de repartizare și își doresc o carieră didactică și să știți că merg acolo unde sunt repartizați. Nu avem cazuri în care aceștia pur și simplu să ducă la o anumită școală de mediu rural și să renunțe. Dimpotrivă, ajungând la o anumită unitate de învățământ la care sunt repartizați, constată că acolo condițiile sunt bune, sunt foarte multe unități de învățământ din județ care sunt foarte bine dotate, oferă spațiu bun pentru învățământ și acești tineri își doresc continuitate pentru anii școlari următori, dorindu-și, bineînțeles, o titularizare în sistemul de învățământ, adică încheierea acelui contract pe o perioadă nedeterminată. Acest lucru ne bucură foarte mult pentru că avem și așteptăm elevii cu cadre didactice calificate la catedră, un procent de peste 95% de cadre didactice calificate, asta însemnând cadre didactice care au participat la concursul de titularizare și care predau în disciplinele conform diplomei de licență. Acel procent de până la 100% reprezintă cadre didactice cu studii de licență, dar care predau alte discipline decât cele din corespunzătoare licenței, dar care la fel au participat la concursul național de titularizare. Din acest punct de vedere, avem cadre didactice calificate, iar lucrul acesta se reflectă în rezultatele pe care elevii le înregistrează la examenele naționale. Succesul școlar depinde până la urmă de colaborarea dintre cadrele didactice, părinți, copii și cei care pot să supravegheze toată activitatea, adică dumneavoastră, inspectorii școlari. Ce mesaj aveți din acest punct de vedere pentru toți actorii din această poveste? Fie că vorbim despre elevi, fie că vorbim despre colegii noștri cadre didactice, fie că vorbim despre părinți, fie că vorbim de comunitatea locală, pentru că nu se poate școală decât în această formațiune, tuturor le doresc un an cu sănătate, în primul rând, un an cu realizări, un an așa cum de fiecare dată pășim în fiecare an școlar, încărcat de speranță și încredere în copiii noștri, care sunt copii deosebiți, copii pe care trebuie să-i motivăm și copii alături de care trebuie să fim din prima zi de școală până în ultima zi, fie că vorbim de preșcolar, fie că vorbim de cei care susțin examenul maturității. Tuturor le doresc un an școlar cu multe, multe realizări. Vă mulțumim mult și mult succes! Mulțumesc!